Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. Din nou informații din sănătate la această oră și vorbim despre nașterea prematură. Alături de mine este doamna dr. Emel Nuraltai, medic specialist obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Puneți-mi mai întâi cum definim nașterea prematură. 37 de săptămâni, acesta este termenul convenit. Tot ce se întâmplă ca și naștere înainte de această vârstă de gestație este considerată naștere prematură. Nașterile premature pot fi clasificate în funcție de momentul când se întâmplă, în nașteri premature tardive sau nașteri premature rapide, așa cum se întâmplă între 24 și 28 de săptămâni. Avem de-a face cu o prematuritate extremă și sigur discutăm despre feți care nu au de cele mai multe ori nici măcar 1000 de grame. Sunt feți cu care departamentul de neonatologie luptă realmente cot la cot pentru viață. Prematuritatea moderată, care se întâmplă până în jurul vârstei de 32 de săptămâni, și prematuritatea tardivă, care are loc între 32 și 36 de săptămâni. Copii care, deși se nasc înainte de termen, au prognosticul cel mai bun. Care sunt cauzele care duc la o naștere prematură? Cauze sau factori de risc, aș spune, mai degrabă. Vorbim despre vârsta mamei și mă refer aici la tinerele care, adolescente, care nasc înainte de 17 ani. Știm bine că în România există o campanie și o politică pentru educația sexuală a tinerelor, așa încât să încercăm să limităm numărul de cazuri de femei tinere care nasc înainte de 17 ani, care practic sunt copii cu copii. Și da, vârsta mică influențează și din punct de vedere medical prognosticul unei sarcini și a unei nașteri. De asemenea, vârsta peste 40 de ani, așa cum se întâmplă în mod frecvent, având în vedere că procedurile de reproducere asistată au luat amploare acum și sunt cupluri mămici care decid să aibă primul copil după vârsta de 35, chiar 40 de ani. Aceasta este o sarcină cu risc crescut și din punct de vedere al unei nașteri premature. De asemenea, diversele malformații ale tractului genital, ale uterului, uterul dublu, uterul Didelf, uterul septat, uterul hipoplazic, iarăși, care poate fi o cauză pentru apariția de contracții înainte de termen, fumatul, alcoolul, drogurile, sigur, sunt motive și factori de risc care influențează în mod negativ evoluția unei sarcini și pot duce la nașterea înainte de termen, dar m-aș opri și aș accentua infecțiile care pot apărea în contextul sarcinii, infecțiile vaginale în principiu, bolile cu transmitere sexuală, mă refer la clamidioză, la ureaplasmă, micoplasmă, care nedepistate la timp pot duce la ruptura prematură de membrane și de aici inevitabilă naștere, pentru că cu membrane rupte sarcina nu poate continua. Infecțiile virale, infecțiile parazitare, toxoplasmoza, listerioza, care de asemenea sunt implicate în mod frecvent în apariția travaliului înainte de termen. Și aș spune puțin și despre greutatea mamelor. Există ca și factor de risc descris în apariția nașterii premature supraponderalitate, adică o greutate mare înainte de momentul concepției și da, de ce nu să nu spunem că și excesul ponderal, câștigul ponderal mai mult de 25-30 de kilograme în timpul sarcinii poate duce la demararea unui travaliu prematur. O naștere prematură trebuie să se producă prin cezariană neapărat sau nu? Nu neapărat. Este mai protectiv însă pentru făt ca obstetricianul să-l extragă pe cale înaltă, pentru că traversarea filierei pelvigenitale uneori se poate însoți de traumatisme ale fătului, dar dacă travaliul este demarat și dacă se încadrează în parametrii curbei lui Friedman, care spune că avansarea travaliului cu un centimetru pe oră este considerat fiziologic, iar fătul este în stare bună. Dacă vorbim despre prematuritatea tardivă și niciodată despre formele de prematuritate severă,
putem să încercăm un travaliu natural. Este nevoie de condiții speciale în maternitate pentru o naștere prematură? Întotdeauna. Este nevoie de condiții speciale atât din punct de vedere obstetrical, și mă refer aici la un bloc operator, la echipe antrenate, la echipe anestezico-chirurgicale obstetricale foarte bine antrenate, dar mai ales de un departament de neonatologie care poate să asigure fătului născut prematur toate condițiile pentru ca el să se poată adapta la viața extrauterină. Știm că adaptarea copiilor prematuri este aproape întotdeauna dificilă din punct de vedere pulmonar, cardiologic, neurologic. Trebuie o monitorizare foarte strictă, trebuie o echipă de neonatologie extrem de experimentată și, desigur, de ce să nu recunoaștem, trebuie tehnologie pentru a putea asigura o stare de bine. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.